ziua începem jurnalul. Vlad Pascu, tânărul drogat care a ucis doi adolescenți în 2 mai și părinții lui au fost conduși la sediul Lădiicot la audieri. Pascu a fost scos din arest și adus de la Constanța pentru a da declarații în dosarul de droguri în care este cercetat. De asemenea, mama acestuia este acuzată că ar fi încercat să șantajeze mai mulți martori din dosar. Cei de la crimă organizată au făcut percheziții și la cei care îl însoțeau pe Vlad Pascu la mare, dar și la individul suspectat că le livra drogurile. Colegul nostru, Cornel Chitucea, este la sediul central al DIICOT, acolo unde au loc și audierile. Bună ziua, Cornel, te rog să ne spui ce informații mai ai în aceste momente. Bună ziua, Gabi, bun găsit, doamnelor și domnilor. Este ora 15 și nici până acum Vlad Pascu și părinții lui nu au ieșit din sediul DICO. Se află în continuare în fața procurorilor și sunt audiați. Am văzut că au venit pe rând mama lui Vlad Pascu, apoi tatăl și într-un final fiul acestora, Vlad Pascu, care vă reamintesc a fost adus de la Constanța direct aici la sediul central DICO, unde este, vă spuneam, audiat. E foarte important de precizat că Vlad Pascu a spus și câteva cuvinte în momentul în care a ieșit din mașină. Citez: îmi pare rău pentru ce am făcut, nu pot da timpul înapoi. Am încheiat citatul. Așadar, Vlad Pascu a vorbit puțin cu jurnaliștii, părea afectat, însă în continuare este audiat de către procurori. E important de precizat că pe lângă familie, aici la DIICOT se află și prietenul lui Vlad Pascu, cei care ar fi fost alături de el în ziua în care a avut loc tragedia de la 2 mai. Doi dintre aceștia ar fi fost chiar împreună cu ei în momentul în care a consumat substanțele interzise, iar ulterior a urcat la volan și știm cu toții, din păcate, au omorât doi tineri. E important de precizat că nu se știe dacă Vlad Pascu și familia lui, mai exact el și mama, vor ieși sau nu cu cătușe la mâini, pentru că sunt șanse foarte mari ca Vlad Pascu să își păstreze, bineînțeles, cătușele. Știm că el este reținut în aceste momente, dar e vorba de mamă, pentru că ea este suspectată de autorități că ar fi încercat să facă infracțiuni contra înfăptuirii justiției, mai exact ar fi șantajat pe doi martori cheie din această anchetă să își schimbe mărturiile potrivit unor surse, așadar așteptăm să vedem ce va spune mama lui Vlad Pascu și, mai important decât atât, dacă va fi sau nu reținută după aceste audieri maraton, pentru că vedem, sunt de ore bune în fața procurorilor de aici, de la DIICOT. Urmărim subiectul și cu siguranță vom reveni cu mai multe detalii în jurnalele următoare.